Făcându-se ziua, toate căpetenile preoților și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul zicând, Tu ești împăratul iudeilor, iar Iisus i-a răspuns, Tu zici, dar când îl învinuiau căpetenile preoților și bătrânii, nu răspundea nimic. Atunci i-a zis Pilat, Nu auzi că te mărturisesc ei împotriva ta? Însă nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât... Cele 14 opriri pe care Hristos le-a săvârșit sub povara crucii sunt rememorate aici, în Dealul Mare, prin cele 14 troițe ce s-au ridicat încă din anul 2012. Auzim în popor deseori, grea cruci ne-a mai dat Dumnezeu. Nu este grea, iubiții mei, nu este grea. Noi o împovărăm cu păcatele noastre. În comparație cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost umilit, îmbrâncit, scuipat, huiduit, coroană de spini purtând pe cap, și de bună voie mergând spre patima sa, Hristos Dumnezeu, iată, de mila lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, îi mulțumesc lui Hristos că astăzi, frățile voastre, ați venit în Dealul Mare, unde altă dată urcați pe jos din Mogoșești, Hadâmbu, fiindcă nu era drum spre mănăstirea noastră. Yeah.